Campionatul Cercetătorilor 2023. Iată că reușim să ne rugăm să ne să facem cunoștință cu cercetători de top. Îi avem invitați astăzi din numai de domnul lector, profesor Puiu Lucian Mirgescu. O să-i dau cuvântul să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, stimați colegi, dragi invitați. În seara asta o să fiți mai aproape de știință și o să vedeți că este un domeniu al vieții, al activității care vine și frumos, și util, și plăcut. Mulțumesc colegilor mei care s-au ocupat de organizarea formidabilă, așa cum a fost în fiecare an, parcă din ce în ce mai bine, domnului profesor Petecău, domnului profesor Stan și echipelor domnilor lor, pentru că au știut să adune pe lângă ei multe lucruri interesante din universitate. Eu vă doresc tuturor o seară științifică și plăcută în același timp. Mulțumesc voluntarilor, mulțumesc tuturor noștri și tuturor celor care s-au invitat în acest acțiune și ne vedem la miezul nopții până atunci să lăsăm știința să vedească. Cercetători mai mici, mai mari, astăzi ne vor prezenta experimente, ne vor prezenta diferite combinații, diferite mostre ale științei, care au adus plus valoare vieții cotidiene și vor aduce valoare vieții cotidiene. Vreau să mulțumesc domnului Fetecău și întregii echipe din spatele dânsului pentru acest eveniment minunat care a garanța devenit tradiție. Bun succes tuturor! Ceva alături de mine, ne aflăm la Gal, deci
când spune aflăm, voi trebuie să strigați cu gal, că puteți de tare, pentru că sunteți mândri că sunteți voluntari la Universitatea Dunărea de Jur din Galați. Deci ne aflăm astăzi la... Ura! Da! Mai încercă cu gata! Mersi! Ne aflăm astăzi la... Ura! Perfect! Mulțumesc! Mersi! Mai strigăm ceva și fie-n față! Suntem o mare cercetare, aș vrea să spun că în cercetare este ceva mai lung, dar trebuie să încercăm. Ne vom ocupa de cercetare! Mulțumesc, voluntari, pentru Thank you.
care e cadrul, care e asemenea la nivelul dintre și trebuie scos din partea albă, smarță. Smarță este ceea ce vedem mai distrită. Și nu sunt nici
noi m-a realizat pentru mai. Și desenul nu facem de cacao. Dacă puteți și într-un picior, sunteți fantastici. Putem să ridicăm coarda mai sus dacă sunteți prea înalți. Dacă puteți și mersul piticului, deja m-ați cucerit. Vreau să ne jucăm mai mult și în brațe să vă strâng. Vreau să arăt lucruri noi, să le fac cu voi. Dacă puteți și câte doi, ca și cum ați fi doi biscuiți lipiți. De doi, dacă nu-ți vei să le ce sunt triți. Yeah.
tare mult. Da, ia ce? Este specială pentru accidentele de autobuze și pentru chiar și autobuze, tramvaie, trenuri. Începe de acolo. Invers. Hai să vezi. Uite, astea sunt chestii de descarcionare, da? Da. Este o mașină. Poate un cilindru. Asta e cumva o rampă, asta îl pun la camioane, care pot fi făcut camioane, da? În principiu la mașină, unde nu putem să ajungem noi. Nu, ne ducem noi acasă. De la 4 ani.
Deci la trei. Deci eram venit de la trei. Asta și-am ajutat pe lucrurile. Deci, pătrână de accelerația, apre frâna, nu le-a găsit amenea. O să țin sau dau? Dacă accelerezi prea tare, iei piciorul de accelerație și frânezi ușor. Nu accelera foarte tare, pentru că prinde puteți destul de mare, că e motorul electric. Vorbele nu e așa tare de volant, pentru că e așa ușor. Și poți porni de accelerație și crezi stânga ușor. Dă-i mai tare. Merge. Ce mai tare? Ce mai tare? Așa, stânga ușor. Nu,